Pe scurt, CSGO cu fratele. Astăzi stăteam și nimic nu făceam, adică nimic. Dacă stau înseamnă că deja fac ceva. Ah, gânduri proaste. În camera a intrat fratele. Salut, nu vedeți? Adică-mi în CSGO. Ce? Nimic n-am înțeles, așa că am precizat. Ce? Adică, tu nu știi despre cel mai legendar joc din lume? Nu. Nu știi. Pur și simplu eu sunt uimit că tu știi despre CSGO. Parcă ești o le... Ok, hai să jucăm. Deci la PC este doar un scaun de gaming. Dacă o să mă așez primul, nu o să trebuiască să merg după scaunul de la bucătărie. Plus la toate el este obișnuit, așa că trebuie să fiu primul. Deoarece nu vreau ca fratele să stea pe scaunul meu. Stai, ce? El s-a așezat. Când a reușit? Acum trebuie eu să merg după scaunul de la bucătărie. Mi-am adus scaunul, am deschis CSGO-ul. Nu înțeleg cum, dar fratele a început să se joace primul. În primele runde practic mereu primul muream. Dar fratele juca super tare. De unde el poate juca atât de bine? Fratele a început să se uite la mine rău, gen sunt prost și nu pot juca. La toate acestea eu am început să argumentez foarte ușor. Dar eu pot juca, pur și simplu nu vreau să-ți arăt totul ce eu pot. Pur și simplu acum eu nu pot să mă concentrez, deoarece tu te uiți la mine. Dar dacă eu aveam căști, eu atunci pe toți îi rupeam. Fratele mi-a dat căștile, fuck. Acum o să vezi ce înseamnă să fii tatăl CSGO-ului. Tata a intrat în cameră. O, ce, vă jucați în Counter-Strike, da? Da. Counter-Strike Global Offensive. Eh, în timpul nostru ne jucam în Counter-Strike afară, cu biețele, pa-pa-pa. Secul 21, stricați de tot. Hai, nu vă mai deranjez, pa. Am continuat să jucăm o oră, două ore, trei ore, deci pe scurt am jucat foarte mult și deja am început să mă gândesc că fratele meu nu este atât de prost cum mi se părea. M-am uitat la el, dar el s-a uitat la mine. A, nu, oricum e prost, deoarece cum poți să spui așa ceva? Wow, go se deschidem cutii în CSGO. Tu parcă sisi înseamnă cutii, da? Nu, nu știu. Joc toată viața în CSGO și nu știu ce sunt cutii. Odată am deschis și mi-a picat un skin de 0-1 cenți. Nu mai doresc. În camera a intrat mama. Deci am pregătit de mâncare, haideți la bucătărie. M-am uitat la frate. Da, fratele nu mai este. În sfârșit voi juca normal. M-am așezat pe scaunul meu de gaming. Cât e de super. Cred că de asta el câștiga. Mă, dar eu am spus la mâncare. S-o dureu, auzi? Fuck, eu nu voi reuși să mănânc mai repede ca fratele și el iarăși se va așeza pe scaunul meu de gaming. Sau poate... Mama, scuze, dar eu nu vreau să mănânc. Fiule, mai spune odată ce ai spus. Nu, mai bine nu trebuie. La mâncare, please! Pe scurt, CSGO cu fratele. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm 10.000 de like-uri și nu uitați să vă abonați pentru a fi primul la fiecare video. Miau!